facem o păscuță cu ciocolată, da, mai, deci folosesc și ricotta, brânză ricotta. Sau și aici avem ingredientele pentru umplutură și aici pentru aluat. Aluatul este simplu, de crostată. Și ingredientele pentru umplutură. Pentru aluat o să avem nevoie de unt, 125 de grame de unt, 125 de grame de zahăr, un ou, un praf de sare, punem și puțină vanilie, esență de vanilie, puteți pune și coajă de lămâie și 8 grame de praf de copt. Acesta este pentru blat, pentru aluat. Pentru umplutură, aici am 350 de grame de ricotta. Eu am cumpărat-o aseară și am pus-o la scurs, ca să fie uscată, să nu aibă prea mult zer. O să avem nevoie de 2 ouă, cam 45 de grame de unt. 45, 200 de grame de zahăr, ciocolată, o să punem 50-100, depinde gust, acum îmi doriți să fie cu mai multă ciocolată sau mai puțină. Aici eu am 100, în rețeta originală care am făcut-o recute, am pus doar 50, a ieșit foarte bună. 150 de grame de stafide. Aici am fructe confiate, acesta este opțional, dacă doriți să le puneți. Coajă de lămâie și esență de vanilie, puteți pune și esență de rom. Și o să punem mai întâi 2 ouă. Să adaug la aceste 200 de grame de zahăr. Și o să le învârtim puțin. O să le amestecăm bine. Acum punem ricotta. 350 de grame de ricotta. Și adăugăm restul de ingrediente, stafidele. Aici punem fructe confiate, 50 de grame. Dacă nu, punem coajă de lămâie, coajă rasă. O să punem cam o linguriță de scorțișoară. Esență de vanilie, puteți pune și esență de rom. Punem și untul, untul trebuie să fie la temperatura camerei. Să-l punem aici pe tot, încercăm să-l rupem puțin. Ciocolata. Puteți pune 50 de grame dacă doriți mai puțină sau 100 de grame. Depinde cât de multă ciocolată vă place. Aici am 100. Puteți pune și 50 mai puțin. Și acum amestecăm. Aceasta este umplutura. O dăm deoparte. O lăsăm aici. Și acum o să facem aluatul. Și într-un bol o să punem
125 de grame de unt. Și o să-l amestecăm cu zahărul. Acum am să adaug și sarea. Ouă. Esența de vanilie. Și amestecăm bine. Eu am să amestec cu măruța. Puteți face asta și cu un mixer. Făina. Făina cam cât cuprinde, cam în jur de 450 ml. Intră. Punem făina. Adăugăm și praful de copt. Sunt 8 grame de praf de copt. Amestecăm bine. Mai adaug puțin. O să pun pe masă să-l amestec bine. Aromatul este gata. Ia uitați. 20-21 pe fund și cam 25 am măsurat partea de deasupra. O să întindem. Și cu restul care rămâne o să decorăm deasupra. Încercăm să vedem dacă reușim să o punem. Aceste forme de iepuraș cu care am făcut și biscuiți, nu știu dacă se vede, de iepuraș și de puișori. Am să tai. Acum dăm deoparte sol plusul. Acum o să punem umplutura în formă. O punem pe toată.
3 înfloricele. Aceasta este crostata cu ciocolată. Iată, sunt decorată. Cum se vede. Acum am să o dau la cuptor. La 180 grade, am să o las 45 de minute.